Economia Republicii Moldova trece printr-un șir de crize provocate inițial de pandemie, iar acum de război din Ucraina. Sunt probleme cu investițiile și de aceea ministrul economiei, Sergiu Gaibu, a anunțat mai multe măsuri anticriză. În Moldova există mai multe platforme de investiție pe care o guvernul le promovează. Între măsurile de sprijin ale acestora, anunțate de Ministerul Economiei, se numără extinderea termenului de activitate a parcului IT pe o perioadă de 10 ani. Regimul fiscal pe pentru zonele economice libere se menține tot pentru o perioadă de 10 ani. Autoritățile își mai propun să alinieze facilitățile fiscale la normele acordului de asociere cu UE. Acele modificări sunt făcute doar în beneficiul investițiilor ca să se simte și mai confortabil, cu un regim corect, echilibrat și echidistant, astfel încât el să-și atingă orice obiective investiționale, a spus Sergiu Gaibu. Ministrul Economiei a precizat că traversăm o perioadă extrem de complicată pentru sectorul investițiilor, iar războiul și criza mondială a lovit dur pe mai multe paliere. Provocarea actuală este readaptarea la noile realități. În Republica Moldova, stocul de investiții este de peste 4,7 miliarde de dolari. Ponderea cea mai mare, 86%, constituie investițiile Uniunii Europene. 13% sunt investițiile altor state și doar 1% din țările CSI.